ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi o să facem pâinică sfințișori cu același aluat și varză. Varză de post. Varză de astăzi am, deja am făcut aluatul. Este același aluat de pâine. Astăzi vreau să încerc mucenicii făcuți cu acest aluat. Și este fără zahăr și am să-i umplu. Am să-i umplu cu Nutella și cu nucă și am să pun deasupra miere de albine și nucă. Și apoi o să facem și o împărțim în două. O jumătate facem pâinică. Aici am 500 de grame de făină. Și jumătate facem mucenicii. Și apoi am să facem varză. Cât se fac în cuptor mucenicii și pâinea, noi o să facem vărzuca. Și să începem nuca. Eu am prăjit-o. O să o măcinăm, o să o pun aici. Aici avem mierea. Așa, și punem toată nuca aici. Aici am 150 de nuci. Așa, ia să punem totul așa aici. Așa. Și am să macin mai întâi să începem cu nuca, să fie gata. Așa. Am să macin aici alături ca să nu fac zgomot. Așa, ia uitați, nuca macinată. Vedeți? Nuca. O lăsăm așa aici. Aici avem aluatul, a început să crească. Uitați-l. Vreau să încerc astăzi mucenicii făcut cu aluatul de la pâine, pentru că are și ou, are și unt și este pâinea cu ou și cu ulei. Am să împart aluatul în două, o să-l pun aici pe masă. Și aici am puțină Nutella. Am să-i umplu astăzi, ca să fie dulci. Umplu, am să pun puțină nucă, am pus puțină Nutella sau o puțină ciocolată, un pic de cremă sau un gălbenuș cu, de ou cu cacao, puteți spune, și cu nucă. Și apoi umpleți mucenicii. Sau și cu dulceață cu nucă puteți. Am să încerc și cu dulceață. Astăzi nu, dar în zilele acestea. Și dăm deoparte. O să luăm aluatul și o să-l punem așa pe masă. A crescut, ia uitați-vă cum arată aluatul. Așa. Aici avem jumătate de kilogram de făină. Așa. Și o să facem pâinica. Și o să o băgăm mai întâi la cuptor și după aceea facem mucenicii și la urmă facem vărzucă. O vărzucă simplă, 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 simplă. Cea mai simplă varză. Să știți că este foarte bună. Fără carne, câteva ingrediente. Așa. O împărțim în două ca să facem o pâinică. Ia să vedem cât are aici. Aici cât am. Cam circa 900. O să împărțim așa în două. 400 și 400. Așa. Și o să facem mai întâi pâinica. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Am să fac o pâinică mică, 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 așa. O mai împăturesc încă o dată, așa. Așa. Din jumătate de kilogram de făină, așa.
aceasta o să fie pentru pâinică și o lăsăm aici. Și acum să împărțim pentru sfințișori. Bună ziua, Eugenia! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Așa. Ia să vedem. Deci am zis că am aici, ca să le împărțim egal, 420. De 70 am să le fac. 77, aici are 80. Au toate cam cât în jur de 70. Așa. Dăm deoparte cântarul. Că nu ne mai trebuie. Și împăturim aici. Cum v-am arătat, eu le împăturesc așa și lăsăm să se odihnească puțin. Iată-ți așa. Și apoi întorc și împăturesc invers. Și fac o mică presiune așa aici. Și apoi trag de desubt. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Aceștia o să fie sfințișorii. Așa. Și astăzi vreau să fac și o vărzucă. O vărzucă simplă, fără prea multe ingrediente, simplă, cea mai simplă vărzucă. Așa. Și acum aici avem pâinica noastră. Așa o formă. Am să o pun aici într-o tavă. Am tapetat-o cu hârtie de copt. Astăzi o fac simplă. Am să presor puțină făină peste. Astăzi nu o mai ung. Așa. Să o tai cu cuțitul, am să o tai. Așa. Așa.
încercăm să-i dăm o formă. Să văd dacă reușesc. O să vedem ce o să iasă. Așa. Zboară, zboară. Așa. O las puțin deoparte. Aici. Și să începem să facem sfințișorii. Muci sau mucenici, cum le spuneți. Așa. Aici avem biluțele noastre. Să ne pregătim umplutura. Am să iau aici am cam 2 linguri de Nutella sau cremă de ciocolată. Puteți pune și un gălbenuș de ou cu cacao și cu nucă în interior sau dulceață. Și o să punem așa. Una, 2 linguri. Și amestecăm. Și o să umplem cu această cremă. Nu, că eu am prăjit-o. Am prăjit-o mai întâi. Și după aceea o am măcinat-o. Așa. Și aici avem nucă cu ciocolată. Sau cu Nutella. Puteți pune și puțină dulceață. Cu nucă. Așa. Am un sucitor și să întindem. Eu am aici și puțin unt topit. Imediat vă arăt cum vreau să le fac. Așa. Și o să întindem așa bine. Să le întindem așa pe toate mai întâi. Să aibă timp paluatul să se odihnească. Așa. Le facem așa și după aceea să preparăm primul umplut. Eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu hârtie de copt. Le lucrăm pe toate odată, cum facem și la pâinea împletită, tot la fel. Așa. Pe cea din care am făcut-o prima și o întindem din nou. Așa. Acum am să umplu. Doar aici, pe margine, am să pun. Așa, am să mă ajut cu o linguriță. Și am să pun așa câte puțin, câte puțin. Și acum întoarcem și prindem așa aici. Aici am puțin unt și am să ung aici
Untul moale. Așa, am să uncu puțin unt. Dau deoparte. Și răsucim. Și închidem la capete. Îl lăsăm deocamdată aici într-o parte și le facem pe celelalte. Și după aceea le întindem și dăm forma de 8. Așa, întind. Strângem așa bine. Așa. Astăzi vreau să încerc această rețetă de aluat la mucenici, care tot ce-i trebuie. Și sper să vă placă și vouă. Așa. Punem puțin în cremă. Și răsucim. Punem unt. Ia uitați cum arată. Și după aceea o să le întindem. Așa. Ia să vedem cuptorul. Finica mea am să o bag între timp la cuptor. Ia uitați. A crescut puțin, puțin, puțin. Nu trebuie mai mult. Ca să o scoatem. Așa. Să strângem așa bine, ia uitați. Așa. Și întindem. Întindem, întindem. Și am să fac încă unul, acesta, și ceilalți doi îi fac simpli. Așa. Întoarcem așa. Așa, punem unt.
pentru topit. Cine dorește îi poate face și de post. Face de post doar cu ulei, fără ou și umpluți cu dulceață și cu nucă. Așa. Punem așa aici, întindem. Sfințișor, sfințișor sau mucenici, mucenici. Depinde de zona, de unde venim. Să lăsați în comentarii de unde veniți și ce fel de mucenici faceți. Eu le spun și sfințișori. Sfințișor, sfințișori. Eu nu îi însiropez niciodată. Cum îi scot din cuptor calzi, îi dau prin miere și apoi prin nucă. Multă miere și multă nucă. De aceea cât mai puțin zahăr în aluat. Așa. Am terminat și crema noastră. Și ceilalți doi o să-i facem simpli. Am să vă arăt imediat cum. Așa. Punem aici ca să avem așa. Am terminat și cu crema. Așa. Punem unt. Untul să fie moale topit. La temperatura camerei, cât mai moale. Așa. Așa. Închidem puțin așa aici, ca să nu se desfacă. Și lăsăm deoparte și după aceea ne ocupăm din nou. Și acum să-i facem pe cei simpli. Unu și doi. Eu le fac pe rând ca să aibă timp să se așeze aluatul. Să nu se întoarcă înapoi. Așa. Și acum o luăm pe ceasta, o mai întindem puțin și formăm mucenicul nostru. Aceștia sunt simpli, aceștia sunt umpluți. Așa. Eu am să dau doar în mijloc, așa puțin cu unt. Puțin, puțin, puțin. Și apoi am să răsucesc. Așa.
strângem la capete de aici și dăm deoparte. O luăm pe cealaltă. Și tot la fel, dăm cu puțin, cu puțin unt pe mijloc, așa aici. Așa. Și întoarcem. Punem aici deoparte. Dăm deoparte și sucitorul. Și acum ne întoarcem la primul. Așa. Și încet, încet îl întindem cu mare, mare grijă, că avem crema în interior. Așa. Facem așa puțin câte puțin. Cu mare, mare grijă răsucim așa, să întindem. Așa. Punem așa aici și acum răsucim pe aceștia doi. Și punem așa aici. Așa. Aici unim. Unim bine, bine, bine. Și ăștia o să rămână așa. Ia uitați, simpli. Sunt umpluți. Acum am să aduc o tavă. Ia uitați, am tapetat-o cu hârtie de copt. Și o să punem așa aici, să vedem, să mincăm așa aici. Așa, și o să-i așezăm așa aici, unul lângă celălalt. Deci îi unesc bine, 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 strângem așa aici și apoi întoarcem. Uitați-i. Așa. O să răsucesc invers, să se prindă bine. Așa. Lăsăm așa și aceștia să îi împletim. Pletim așa frumos, frumos, în două. Așa.
la fel. Lipim și întoarcem. Ia uitați. Sfințișorii mucenicii. Așa, și îi lăsăm să crească. Acum am să-i un cu ou. Așa. Îi lăsăm să crească puțin. Aici mi-am preparat un ou. Și am să pun și aici. Și n-am să pun tot albușul. Am să pun decât o parte din albuș. Așa. Să lăsăm mai mult găbenușul. Și să-i ungem. Eu am pus aici unde am avut untul. Mulțumesc, Gabriela. Găbița, Gabi, eu nu văd aici, Petronela. Mulțumesc, mulțumesc. Sunt simple, rețetele mele sunt cele mai simple. Mai fac și așa, dar de obicei sunt simple. Așa, îi ungem. Îi facem așa frumos, îi lăsăm să crească puțin și apoi îi dăm la cuptor. Așa. Și cât se fac mucenicii și pâinica, noi o să facem varza. O varză simplă, simplă, fără carne. Cu foarte, foarte puține ingrediente. Foarte, foarte puține. Așa. Mucenici. Cine dorește, îi poate face și de post. Eu îi fac așa mereu. Și în loc de unt, eliminați oul. Și în loc de unt, puteți pune doar ulei. Și laptele îl eliminați. Și puneți apă. Și în interior dulceață și cu nucă. Așa. Și acum o să-i dăm deoparte să crească. Și o să ne ocupăm de varza noastră. Așa. Îi dăm așa bine cu ou. Așa. Dăm deoparte. Ia uitați. Și acum îi lăsăm să crească puțin și îi dăm la cuptor. Puțin, puțin. Așa. Pâinica se face, e aproape gata. A ieșit o pâinică mică, mică, mică. Așa. Am să dau nuca și mierea deoparte ca să ne ocupăm de varză. Și o să avem nevoie de o varză, are circa 700 de, nu, 2 kg 600 are. Ia uitați, este grea, o să facem o varză mare. Așa, o să avem nevoie de ulei.
Să vă spun cum le-am și cântărit, dar o ceapă, o ceapă de are 145 de grame. Uleiul, cât am spus că am pus, 60 de ulei, roșii cu pulpă, 150, puteți folosi și roșii proaspete, dacă doriți, le tăiați. Eu folosesc acestea astăzi. Sare, piper, piper, sare. Și cam atât. O să avem nevoie de o tigăiță, unde o să punem totul. Așa. O să punem într-o tigăiță uleiul. Ia uitați-l. Punem uleiul, așa, în tigaie. Pe tot. Dacă este nevoie mai mult, puneți mai mult. Eu o pun doar atât. Așa. Și punem pe foc. La foc mic și între timp tăiem ceapa. Așa. Dăm la foc mic. O să tăiem ceapa, să vedem un fond sau un tăietor. Așa. Și aici avem ceapa noastră. Un cuțitaș. Să vedem și pâinica cum arată. Nu m-am uitat la cuptor, am pregătit o scopitoare. Bine, bine. Să facem așa aici. Vedem dacă este gata. O pâinică mică, mică. Nu, o mai lăsăm puțin, nu este gata. O vedeți cum arată? Mică, mică, o băgăm din nou la cuptor. Așa, și acum trecem la varza noastră. Luăm ceapa, o tăiem. Am pus deja uleiul pe foc și topăm. Așa. Vedeți? Mărunțel, mărunțel, așa am făcut-o. Mărunțel, mărunțel. Așa. Am să-mi aduc aici în față ca să vedeți cum pun. Așa, am să vă mai în spate. Încins un pic uleiul și acum o să punem ceapa peste. Așa. Și apoi o să tăiem varsa. Așa. Și punem pe foc. Am pus uleiul și cu ceapa tăiată. Facem așa, pe rând. Punem aici alături. Aici avem varza. Aici punem și capacul peste. Așa. Îmi iau un cuțit mai mare ca să tai varza noastră.
E mare. Așa. Am reușit să o tai în două. Așa. Și avem vârzuca noastră. Și acum cu cuțitașul, am să vă arăt cum fac eu. Să le iau cu ăsta mai micuț. Și încep și tai. Așa. Ce gărăgie face. Dau mai mic la ceapă să nu se ardă. Și o luăm și o punem în vas. Eu am să presor și câte puțină sare, așa. Și am să o amestec. Cam așa o tai, nu o tai mai mare, dar nici mai mărunt. Vă țin în bucătărie cu mine. Vă pup dulce pe toți. Și punem așa aici și mai amestecăm unde am pus sarea. Așa. Tăticul meu o făcea și o punea toată pe masă, punea sare și după aceea o lua și o frământa bine. Eu de la părinții mei, de la mămica și de la tătică, am învățat să gătesc, să prepar tot ce știu. Și de la bunici. La mine în casă gătesc amândoi. Deci împart treburile amândoi. Așa. Și punem așa aici și amestecăm. Ia uitați. Amestecăm, nu punem prea multă sare, că după aceea nu mai adaug, pun decât aici în varsă, să se înmoaie puțin. Așa. Și tăiem încet, încet cu răbdare. Ne uităm și la ceapă, să nu se ardă. Așa. Să vă arăt ceapa. Ia uitați. Vedeți? Începe să se facă la foc mic, 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 mic. Apoi adăugăm apă. Și varza. Și eu bulionul adaug la urmă. Adaug sare, piper și cam atât. Nimic mai mult. Să știți că este foarte, foarte, foarte bună. Așa, și punem din nou aici. Am să mai pun puțină sare. Așa. Pun sare cam cât ar trebui să pun la varză, nu pun mai mult, să știți. Așa. Și să terminăm de tăiat. Și dăm deoparte coșorul. Așa. Și terminăm de tăiat cealaltă varză. Acum o să punem apă peste ceapa noastră. La foc, să fiarbăm și după aceea punem varză. Sau puneți varza peste ceapă și o undiți puțin și la urmă după aceea puneți apă caldă. Dar eu fac invers, că acum nu am cum... Așa. Ia să-mi iau... Aici am un borcanel de... 500 de mililitri și am să pun apă.
și am să le pun așa aici și am să pun să vă arăt așa cum fac. Am să pun apă peste ceapă. Am 500, ia să vedem. Am să mai pun puțină, puțină, puțină. Și acum punem pe foc să se să fiarbă și după aceea adăugăm varza. Noi între timp o tăiem. Așa. Ne uităm și la pâine, să avem grijă. Și după aceea băgăm și mucenicii la cuptor. Așa. Pâinica este, cred că, gata. Nici nu m-am uitat la ceas să văd cât timp am trecut. Vedeți, eu o răsucesc. În stânga, în dreapta și tai. Și fac așa peștișori. Ia uitați. Nu o tai mai mărunt. Presurăm puțină sare, nu multă. Așa. Și terminăm de tăiat. Ia să vedem cine mi-a mai scris. Nimeni nu mi-a mai scris. Vă pup! Astăzi facem vărzucă. Pâinica este aproape gata. Imediat o scoatem din cuptor. Ne-a rămas cotorul. Așa. Încă puțină și gata. Acum să vedem dacă fierbe apa. Încă nu dau un pic mai mult la tare. Așa. Aceasta este varza noastră. Ia uitați. Avem 2 kg, am cântărit-o. 2 kg 600. Și am pus la 2 kg 600 am pus 60 de ulei. 150 punem de pulpă de roșii cu suc de roșii. Sau puteți pune și roșii proaspete. Sunt foarte, foarte bune. Sare și piper. Eu doar atât pun la... Și acest suc de roșii îl pun la urmă. Aproape la sfârșit. Și mai fierb puțin. Așa. Să vedem pâinea. M-a spălat puțin pe mine. Așa, să vedem pâinica. Să o scoatem din cuptor și să vedem cum arată. Să așez așa aici, în față. Ia uitați pâinica. Mică, mică. Pâinica mică, 250 de grame de făină sunt la această pâinică. Acum, ia uitați sfințișorii. Vedeți? Mucenicii
Acum îi băgăm la cuptor. La 180 de grade o să-i lăsăm, o să vedem, 20 de minute și după aceea mai vedem. Aveam o scorbitoare. Este coaptă pâinica, ia uitați-o. O să iau așa cu prosopelul. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, Vasile Luchian. Bună ziua, doamnă. Ia uitați pâinica. Eu am să o acopăr. Mie îmi place cu coaja mai moale. Și ia uitați-o. O lăsăm să se răcească puțin și după aceea o rupem. Puțin, puțin. Și între timp punem varza pe foc. E să iau așa că este fierbinte. Încă nu fierbe apa, așa, să punem la aici ce nu ne mai trebuie, așa, varza noastră este tăiată, am băgat și sfințișorii, mucenicii la cuptor și așteptăm să se facă. Mucenici umpluți cu Nutella și cu nucă. Nu sunt de post, dar îi puteți face de post, eliminând oul și laptele și untul din compoziție. Și în loc de... puteți pune dulceață cu nucă în interior. Sunt foarte, foarte buni. Și o să-i dăm cu miere de albine, cu multă miere de albine pe deasupra și după aceea cu nucă. O să-i tăvălim prin nucă multă. Eu nu îi însiropez, nu i-am însirovat niciodată. În schimb, mămica mea îi însiropează, eu nu. Avem gusturi diferite la sfințișori. Așa, varza noastră este gata, tăiată. Am pus deja sare, o să punem piperul acum când o să punem în... Ia să vedem dacă fierbe apa. A început să fiarbă. Imediat o să rupem și pâinica să vedem cum a ieșit. Așa. Și să vă spun, la pâine și la sfințișor am pus 500 de grame de făină. Deci mi-au ieșit 2, 4, 6 sfinți. Din 250 de grame de făină. Am făcut jumătate pâine, jumătate sfințișor, mucenici. Și am pus 500 de grame de făină, jumătate de pachetel de drojdie, 50 de apă, o linguriță de zahăr, o linguriță de sare, un ou, 50 de grame de unt și 60 de ulei. Așa, ia să vedem că fierbe. Ia, uitați, vedeți? Și acum o să punem varza peste. Eu deja am pus sarea. Sare eu nu pun, pun de exact cât trebuie, pun peste varză exact cât aș pune în... Când o prepar, nu pun mai multă. Așa. Punem aici. Și apoi o dăm, acoperim și o dăm la cuptor, pe foc. Ia să vedem, să întoarcem așa puțin. Așa, să se înmoaie. Și o dăm la... Nu reușesc, dar o să întoarcem imediat. Așa o punem mai întâi pe foc. Așa. O să punem și puțin piper. Așa. Hai să vedem dacă reușesc să întorc puțin. Aici. Așa. Și sucul de roșii eu îl pun aproape la sfârșit.
Astăzi facem vârzucă fără carne. Simplă, simplă. Eu nu pun nici ardei gras, nici rugoșari, nu pun nimic, nici morcov. Ai mei nu mănâncă. Nu mănâncă și să știți că iese foarte, foarte bună și așa. Așa. Am amestecat puțin. Acum punem capacul. Uitați. Și lăsăm să fiarbă. În momentul când începe să fiarbă, dăm la foc mic și lăsăm să se facă. Și aproape de sfârșit adăugăm sucul nostru de roșii. Sau puteți adăuga și roșii proaspete. Da? Și să vedeți ce bunătate. Simplu și bun. Punem pe foc. Așa. Acum să ne curățăm aici totul. Aici avem ouă, sarea, piperul. Așa. O să dăm deoparte. Punem noi fundul aici, în partea aceasta, și cu sucul de roșii. Sunt curioasă să vedem cum arată sfințișorii, mucenicii noștri. Așa. Și aici avem pâinica. I-am să scot așa. Mucenicii au început să crească. Ia uitați pâinica cum arată. Vedeți? Ia să încercăm să o rupem. Să vedem cum arată în interior. Uitați-o. Așa arată. Arată bine. Este bună și gustoasă. Să o încercați. Este aluatul de la colaci. De la colăcei sau de la pâinica împletită. Să învârtim puțin în vară, să amestecăm. Încă n-a început să fiarbă. Și dacă mai este nevoie de apă, credeți că mai trebuie apă la varză, să o puneți fierbinte. Nu o puneți rece. Așa. Aceasta este sucul de roșii. Aici avem pâinica. Aici avem mierea noastră de albine. O să ne trebuiască pentru și nuca. Să vedem unde am pus nuca. Aici am pus-o. Și nuca noastră. O să o punem pe o farfurie. O să o punem așa aici. Ne pregătim pentru ca să îi dăm prin miere și prin nucă. Nuca noastră o să o punem așa aici pe toată. Aici am avut 150 de grame de nucă. Nuca am prăjit-o mai întâi și după aceea o am măcinat-o. Așa. Mai așteptăm 5 minute, 6 minute să vedem dacă sunt gata sfințișorii. Aici avem nuca, aici mierea, pâinica noastră, ia uitați-o, încă este fierbinte, este abur din ea. Ia uitați cum arată. Aceasta este pâinica. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube.
să vedeți rețetele care eu le-am preparat. Sunt foarte multe, sunt peste 600 de rețete. Și am foarte multe rețete de cozonaci. Cine dorește să le vadă, fiecare cozonac are rețeta lui. Nu am un cozonac cu aceeași rețetă. Am cozonaci cu aluat opărit, fără frământare, cu frământare, cu ouă întregi, cu ouă întregi și gălbenușuri, cu gălbenușuri mai puține și gălbenușuri foarte multe. Sunt foarte, foarte multe. Petronela, bune, bune! Așa, am pască. Am pască, două rețete de pască. Sunt super, să le încercați să vedeți cât sunt de aromate. Am pască și cu ciocolată făcută și am și pasca care se face aici în Italia, pastiera italiană. Este foarte, foarte, foarte bună, că este făcută cu grâu. Este foarte bună. Doar să le încercați și atunci o să-mi lăsați mesaj în comentarii, să-mi spuneți cum, dacă v-au plăcut. Sărmăluțe? Am rețeta de la sărmăluțe. Să știți că sunt sărmăluțele care au gustul celor care le mâncăm când ne ducem la nunți și ne plac mult, mult, mult. Sunt foarte bune. Sărmăluțe și cu varză, cu varză murată. Sunt preferatele mele, dar și cu frunză de vie, vie din grădina de la bunicii mei. Noi în fiecare an culegem, să vedem sfinții mucenici. Să nu iard. Cum vă spuneam, noi frunza de vie o culegem în fiecare an. În momentul când este proaspătă, să fie foarte cald afară și în sticle de plastic, noi o punem, le punem una peste cealaltă, le răsucim și le băgăm în sticlă. Și imediat după ce am umplut, închidem, având în vedere că ele sunt calde, se creează acel vid și se mențin și 2-3 ani. Eu nu mai frunze așa folosesc pentru sarmale puse de mămica mea. Le punem în fiecare an. Anul trecut am pus, o să punem și anul acesta. Să sperăm că o să fie bine pentru toți. Și să ne rugăm pentru Ucraina și pentru noi. Să ne rugăm că avem de-a face cu un nebun. Ce să mai spun. Da, și eu stau la Roma și dacă cunoașteți persoane din Ucraina care au nevoie de o farfurie de mâncare, de o bucățică de pâine, de haine, să-mi spuneți că eu cu mare drag am să le ajut. Să-mi lăsați mesaje în comentarii. Și cam atât. Așteptăm din 2-3 minute mai, cred că sunt gata sfinții. Sau mucenici, eu le spun și așa și așa. Sfințișori, mucenici. Și imediat îi dăm cu miere de albine și îi dăm prin nucă. Așa, varza începe să fiarbă. Ia să vedem. Ia să punem așa pe nucă aici. Să vă mai arăt vărzuca. Să o întoarcem puțin. Ia. Așa, s-o amestecăm încă nu a putut să fiarbă bine. Așa, ia să vedem. Apa este de ajuns, că oricum varza mai lasă și iancă. Și o lăsăm să se facă. Și când aproape este gata, eu pun sosul meu de roșii sau sucul de roșii sau roșii proaspete. Puteți pune. Este foarte, foarte bun. Și să știți că este o bunătate simplă și bună. Nouă ne place foarte mult. Și dacă doriți, puteți pune și morcov și ardel gras. Eu nu le pun că
nu se mănâncă la mine în casă. Și am zis să vă arăt și vouă cum fac eu vârzuca. Simplă, simplă, bună și gustoasă. Așa. Punem capacul. Ia uitați, punem capacul. Așa. Eu am aici un, la acest capac, are aici în, un orificiu și eu pot pune apă și câte o picătură, câte o picătură, dacă este nevoie, își trage. Punem din nou pe foc. Așa. Mucenicii cred că sunt gata, ia să-i scoatem din cuptor și să-i încercăm, să vedem cum sunt. Ia uitați, să încercăm cu scobitoare să vedem cum sunt. Așa. Aceștia nu sunt gata. Sunt gata. Îi dăm deoparte. Închidem cuptorul. Așa. Și o să-i punem așa pe masă, fără tavă. Se pun așa pe masă, fără tavă. Așa. Așa. Ia uitați. Și o să-i dăm cu miere și o să-i punem pe o farfurie. Ce frumos au ieșit. Fierbinți, fierbinți, fierbinți. Mulțumesc, Rodica. Sunt aceștia patru de aici, sunt pentru cine a venit acum, sunt umpluți cu Nutella și cu nucă și aceștia sunt simpli. Acum am să-i dau cu miere de albine și dăm prin nucă. Uitați, așa. Ia uitați, îi dăm așa cu miere. Cu multă miere. Așa. Sunt fierbinți. Așa. Și acum îi dăm prin nucă. Ia uitați. Imediat o să-i rupem să vedem cum sunt și în interior. Așa. Aluatul, cum v-am spus, are doar o linguriță de zahăr, pentru că are Nutella în interior și miere pe deasupra și nu este nevoie să... Așa. Să fie mai dulci de atât. Ia uitați, cu multă, multă nucă. Așa. Eu îi dau imediat cum sunt calzi. Cum v-am spus, eu nu îi însiropez. Așa. Fiecare familie face pentru familia, pentru copii, pentru soț, cum le place. Așa. Punem așa aici.
Punem miere, ia uitați, miere multă. Dacă ați ști cât de tare fric, sunt fierbinți. Așa. Și dăm prin miere. Așa. Uitați. Punem așa aici. Și acum să-i dăm și pe aceștia simpli. Aceștia sunt simpli. Ceilalți sunt umpluți. Uitați. A început să fiară și pe sucă. Așa. Am să pun un video și pe canalul de YouTube. Cine dorește să încerce să vadă. Sunt simple, ia uitați. Așa. Și dăm așa. Îi scăldăm în nucă. Așa, ia uitați. Așezăm așa aici. Ia să-i așezăm așa. Oh, m-am făcut numai nucă. Așa. O bunătate. Și-i dăm așa prin nucă, ia uitați. Să se lipească bine. Sfințișori. Mucenici. Și punem așa aici. Acum, să ne curățim mâinile și să vi arăt și să rupem să vedem cum arată cei umpluți. Așa. Punem totul deoparte aici. Așa. Ia uitați cum arată. Bărzuca noastră a început să fiarbă, să o arăt. Acum dau la mic și... Vedeți, a început să scadă. Așa. Începe să se moaie și după aceea adăugăm roșiile, puteți pune și bulion, ce aveți, punem din nou pe foc. Așa. Și acum să vedem sfințișorii noștri. Nu ce nici. Ia uitați. Ce spuneți, rupem? Unul. Să vedem cum arată. Să rupi așa. Cum arată în interior. Așa arată. Sunt buni, calzi. Ia. Ia uitați. Deci sunt umpluți, încă iese abur din ei, sunt buni. Ia uitați cum sunt umpluți, vedeți? Pisicuța mea vrea afară. Plânge, miau.
acestea sunt rețetele. Ați văzut varsa, sfințișorii, mucenicii și pâinica. Așa. Ia uitați pâinica. Mică, mică, din 250 de grame de făină pâinica. 250 de grame de făină mucenicii. Și acestea sunt rețetele de astăzi. Eu vă pup dulce. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și să ne rugăm, să ne rugăm pentru cei din Ucraina și să-mi lăsați mesaje în comentarii dacă cunoașteți persoane care au nevoie de o farfurie de mâncare, de hăinuțe, care au copii mici, să-mi lăsați mesaje, să ne ajutăm unii cu ceilalți. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine, vă pup dulce. Și ne vedem, ne vedem cu alte rețete. Și să știți că în fiecare vineri, în jur de 11-12, intru în direct. În fiecare vineri, deci vinerea sunt lipsită. Vă zic frumoase, vă îmbrățișez cu mare, mare drag pe tot și vă pup dulce. La revedere, pupii!